Cam așa se repară cei aproximativ 20 de kilometri de traseu republican care leagă orașul Căușin cu punctul vamal Săiți-Lesnoie. De aproape o săptămână, oamenii din sat au pus mână de la mână și s-au apucat de pietruit drumul. Ne aflăm acum pe traseul Săiți-Căușeni. Un grup de cetățeni din satul Săiți au pus mâinile pe lopeți și au decis să pună mână la mână și să acopere o suprafață de 6 kilometri cu prundiș. Bă, eu trenat și ieri. S-o trenat meluza, am pus de instant. Cât a ținut ea, era mânjâră, el și-i strombuiască. Și cât a ținut meluza asta? Nu, eu nu mai dau garanție cât am măcar până în primăvară ținut, mă gândesc, eu nu știu. E ca unii cu galben de astea, eu cred că sunt, că așa este beton. Aici noi s-o trenat, nu avem altă, și nu era, și de-aia vă spunem, să spunem. Ia, că asta e cu ciment. Nu știu, a ținut, n-a ținut, eu nu știu. Ia uite, ia, că e cu ciment. Eu mă gândesc că a ținut, nu știu. Dar tamam cu roțul, drept într-o zi, dar n-avei pe un ferie. E așa să spui plumba, dar numai asta e mitica, asta o zucă de mică. Dar nu, dacă ați ploaie, azi nu mai faci mică. Dacă ați ploaie, așa, că n-ați nebunit să... Dar luat. Vitalie Lungu muncește pe ruta Căușeni Săiți de ani buni. Luna curentă, o bună parte din salariu i-a turnat în proiectul drumului. Spune că în ianuarie trebuie să treacă revizia tehnică din cauza drumului defect și a microbuzului, care este mereu în reparații. Există șanse să n-o treacă. Eu merg două ori, am marșut două ori Căușeni să ies, dar a treia mă mai duc cu mașina mea, dar mă mlădință în gură, băi, oameni buni pe aici. A cu idee au venit? Nu, eu m-am gândit cu niște băieți acolo, dai băi să ne apucăm. Dar zice, cu n-am să avem noi posibilitatea. Dacă așa și oreca, ieri am pus de acolo până la fântână, azi punem de lângă fântână până la șirea în fântână. Câți dar, kilometri ați spus? Da, eu nu mai... Câți aici, poate și vreo trei acolo, iar vreo trei. Dar nu pun noi una aici, una mai încolo, nu turnăm asfalt. Cam un timp de iarnă, doar și este noros. Nu ar să iasă la loc, dar, dar noi până în primăvară ce să facem? De să stăm acasă, nu ieșim din saturi să facem. Dar mergi tu ieri noaptea la 6, la 7, tu nu mai vezi atunci groapa aceea. Ieri a fost 12 băieți au fost. Dar zic și să eu, până vin eu, că ieri început de acolo, am lăsat Iaștru acolo. M-am stat că ușurile, am luat o toană 300 de chile, azi am luat o toană și 800 de chile și 10 sași de ciment. Și cât ne ajungi? Dacă fântâna asta până la 7, dacă ne ajungi, minunat. Dar acolo a rămas poate iura aduce, dacă așa aduce la o marți, când aprie. Și în garaj acolo deodată să-l amestecăm cu ies tractor cu coș, să amestecăm. La reparația traseului Căușeni Săiți au contribuit mai toți locuitorii satului. Oamenii spun că nu își amintesc că drumul să fi fost reparat vreodată. Acum speră că nu vor mai fi nevoiți să dea în gropi cu mașinile la fiecare călătorie. De circulat nu vor cam nimeni să circule de-am. Dar suntem obligați, cum ne ducem, trebuie la spital, ne trebuie la cumpărături. La noi de grabă nici marfă n-a să aduc la magazine, că multe mașini se refuză să vii să aducă marfă la Săiți. Da, și nici taxiști nu vor să vii. Nici pâine n-a să avem pe magazine. Milena s-a refuzat, nu vor să aducă că e la alte magazine, faceți-vă drumul și să aducem marfă. Și tot firmele sunt mari care aduc tot marfă, tot nu vor să vii aici. Din zânță tot strec și strecă că... Da, știți, chiar ni jale de băieți ăștia că stric mașinile și nu discut cum să marg rutiera de la Căușeni de la Săiți până la Chișinău, dacă el pe hopurile zi, el merge două zile și gata, el două zile trebuie să stai în remont. Asta nu e real. Noi avem impresia cu uneori, păi, nici nu o să avem de grabă și să ieșim din sat, pentru că drumul ăsta e nepracticabil, mai scurt. Nu poți nici să mergi, transporturile sfărâmă. Potrivit oficialilor din primăria Săiți, drumul Căușeni Săiți ar aparține administrației de stat a drumurilor. Potrivit lui Alexandru Clicenco, pentru anul curent sunt prognozate doar reparații curente. De reparații capitale nu poate fi vorba.